Săptămâni de ploaie și de vânt, putem spune clar că în sfârșit a venit primăvara. E cald, e soare, ce mai? E o vreme perfectă pentru a sta cât mai mult pe afară. Și nu doar asta, e momentul ideal pentru a-ți afișa noi ochelari de soare aleși în funcție de tendințe. Dar e bine să te orientezi doar după modă atunci când îți alegi un accesoriu atât de important? Nici de cum. Întotdeauna trebuie să ții cont de formatul feței, iar în cazul ramelor colorate, este esențială nuanța care vă pune în valoare tenul. Un magazin plin de ochelari de soare poate fi visul oricărei femei. Doar că nu toate perechile pe care le vedeți vi se și potrivesc. E nevoie de multă obiectivitate pentru a vă alege ochelarii care să vă avantajeze. Și bineînțeles, criteriul este forma feței dumneavoastră. Janina, spune, o persoană cu o față pătrată sau dreptunghiulară poate să poarte ochelari de soare sau îi accentuează trăsăturile acestea colțuroase? Vorbim despre o față pătrată în care maxilarul este destul de proeminent. Vom alege ochelari cu ramă rotundă tocmai pentru a îndulci trăsăturile liniilor drepte pe care le are acest tip de față. Funcție de cât de lată ne este fața, putem alege o variantă de ochelari mai micuță, precum aceștia, care sunt foarte simpatici. Pentru o față pătrată alegem ochelari rotunzi ca aceștia. Să înțeleg că pentru o față rotundă alegem ochelari pătrați? O față rotundă va fi avantajată de ochelari cu forme drepte, unghiulare, hexagonale, chiar dacă avem. Cine are fața în formă de inimioară, ce fel de ochelari poate să poarte? Dacă avem o frunte lată și o bărbie îngustă, ochelarii de tip aviator ca aceștia sunt cei mai potriviți. De ce? Pentru că aceștia vor adăuga volum chiar în zona aceasta a bărbiei, acolo unde volumul lipsește. Cine are fața ovală poate purta orice fel de ochelari, se poate considera norocoasă? Fața ovală este într-adevăr fața ideală, așa că în cazul acesta posibilitățile sunt nelimitate. Însă, pentru a da lățime îngustimii feței, vom alege un model cat eye. Există însă restricții și în cazul femeilor cu fața ovală. Chiar dacă forma este perfectă, trebuie să țineți cont de cât de mică sau mare este fața. Altfel, ați putea să vă ascundeți fruntea, nasul, obrajii și chiar buzele sub două lentile colorate. Persoanele care sunt dispuse să îndrăznească mai mult pot opta pentru acest tip de ochelari mult mai nonconformiști. Și în final, trebuie să nu uitați un lucru. Atunci când vă cumpărați ochelari de soare, pe lângă forma acestora, trebuie să țineți cont și de culorile care vi se potrivesc. You make it.